Bună ziua, dragilor! Bine ați venit la o nouă etalare, dragii mei dragi! De data aceasta voi face o etalare în trei variante. Dacă auziți un zgomot pe fundal, este ventilatorul, pentru că este foarte cald și foarte umid, deci sper să nu vă deranjeze. Dar mai mult de atât nu pot să fac, pentru că altfel nu se poate respira și eu automat nu aș putea să fac etalare. Este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați. V-aș ruga să alegeți una dintre aceste trei variante. Cristalul pirite este prima variantă, da? Alegeți varianta care vă atrage cel mai mult, cristalul în formă de inimioară și cristalul opalino. Și haideți să descoperim ce va fi, ce se va întâmpla și ce va fi în viitorul apropiat în viața dumneavoastră. Haideți să începem cu cristalul pirite. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Vă invit să vă înscrieți la canal dacă n-ați făcut-o. Este gratuit, nu vă costă nimic. Dar în acest mod veți primi notificări cu videoclipurile pe care le voi distribui în viitorul apropiat. Și dacă doriți o etalare în privat, nu ezitați să scrieți la adresa de mail care se află dedesubt acestui videoclip. Văd pe cineva ești trist, foarte supărat. Ce s-a întâmplat? Deci chiar sunt curioasă, dar voi afla pentru că voi clarifica cu Sibil și voi folosi și alte oracole pentru dumneavoastră, dragii mei. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Este cineva bolnav sau parcă depres? Cineva trece printr-un disconfort fizic. Cineva a fost trădat, mințit, dezamăgit. Sau vă este rău când vă gândiți că trebuie să faceți un drum. Cineva își vrea să plece la drum și va fi un drum lung, cu poate alte 5-6 persoane pe data de 10. Da? Și văd aici că vă gândiți că e posibil acest drum, vă bucurați că mergeți la acest drum, doar că sunteți foarte obosiți mental, stresați și văd că e posibil să fie anumite conflicte cu alte persoane sau să fiți într-o competiție sau discuți în contradictoriu și acest lucru vă lasă rece, da? Vă gândiți la acest lucru. Cine văd că se termină un ciclu dificil pentru dumneavoastră, de care l-așteptați de multă vreme. Se termină acel ciclu dificil, să știți, vă veți elibera de un blocaj, de o depresie, de acea supărare, de, nu știu, de parcă a fost întunecat sau a fost, nu n-ați mai văzut o speranță, n-ați mai văzut o lumină, dar văd că se va face un echilibru și aici cineva, luna august sau zodia fecioară, luna septembrie poate avea un rol important. Haideți să vedem ce mai dorește. Ok, super. Ok, mulțumesc. Haideți să vedem, dragii mei. Va fi foarte frumos. Deci văd că vă eliberați de această tristețe, de această depresie. Uitați aici. Ceva acolo sau aveți probleme sau poate o persoană din jurul noastră este bolnavă. Are sănătatea sa, este precară. Și vă gândiți la acest lucru. Nu știu, vă întristează ceva sau sunteți parcă nu mai găsiți soluții sau nu mai aveți speranțe și văd că la un drum veți avea parte de ușurare. La un drum văd că veți da această tristețe la spate, cum vedeți și dumneavoastră din această poză, veți lăsa la spate și veți pleca. La un drum aveți ușurarea dumneavoastră, veți găsi acea ușurare, veți răsufla ușurați, să spunem așa. Veți lăsa acea furtună emoțională la spate, cu șasele de spade, și veți face o alegere să dați la spate, să vă mergeți spre soare. Nu știu, unii dintre voi poate vă întoarceți acasă, în familia de origine. Și acolo parcă vă veți lumina, nu știu, veți străluci, parcă acolo găsiți speranță. Găsiți lumina, claritatea, să vedeți lucrurile altfel, să vă bucurați de viață. Unii dintre voi poate auziți de o persoană care se află la drum, cifra 6 poate avea un rol important, 10, care poate fi bolnavă sau poate trece printr-un disconfort. Haideți să și clarificăm fiecare card în parte pentru a
Vă spunem mai multe, da? Pentru a afla mai multe detalii. Ce cu acest 10 de spade? Haideți să vedem. Niște vești care vor veni din partea unei întâlniri de la cineva de la drum. Zodia Săgetător poate avea un rol important. Haideți să vedem. Cineva vrea să plece la drum peste hotare. Cineva se gândește că ar vrea să ia un avion, dar poate trebuie pur și simplu să treceți, nu știu, oceanul, sau poate trebuie pur și simplu să mergeți cu mașina și acest lucru vă obosește mental, da? Cineva aici pleacă acasă, merge acasă. Cineva la un drum aici găsește soarele, cum vedeți și dumneavoastră din această poză. Dar văd că va fi o victorie după această depresie, după această suferință. Vă veți regăsi pacea, liniștea. Vă veți împăca cu cineva. Văd că veți pleca la drum cu cineva. Vă veți întâlni cu cineva. Zodia Săgetător. Semne de aer, gem în balanță, vărsător aici văd. Văd că va răsări soarele în relația noastră de cuplu, în casă, în familie, cu persoanele dragi vouă, da? Deci văd că încet, încet va răsări soarele pe strada dumneavoastră, da? Văd că vă veți elibera de un disconfort chiar și fizic. Dar cum am zis, există aici o competiție sau anumite conflicte, cifra 5, 3 pot văd aici, care pot aduce anumite contrarietăți, instabilități, da? Discuții, certuri sau pur și simplu dumneavoastră veți avea conflicte interioare din cauza acestor discuții sau contrarietăți. Pentru că există aici un risc. Poate vi-l aduce alte 3 persoane. Da? Există aici un risc. Poate veți fi în mijlocul a mai multor persoane într-un grup de oameni unde este foarte multă gălăgie, discuții, diferență de vârstă, mentalitate și poate fi o competiție și acest lucru va aduce un risc. Și îmi spune ceva de trecut, o situație din trecut care se poate repeta. 6 de monede cu 4 de monede. Vreau să spun că ieșiți dintr-o rigiditate, dintr-o reținere. Aici cineva a fost reținut, rigid, a fost foarte mult interiorizat, independent, s-a axat mai mult pe el sau pe ea. Vreau să zic că se va schimba acest lucru, se va face un echilibru, veți da și veți primi iubire, bani, susținere, suport, ajutor, da? Veți face această alegere și văd că veți ajuta și pe cei nevoiași sau dumneavoastră veți fi ajutați la rândul vostru. Poate chiar să plătiți o amendă sau o datorie. 6 de monede este clar că aici veți avea parte de putere, de bani, de un contract, de un loc de muncă, de, nu știu, văd aici de comerț, ceva va fi. Veți primi aceste lucruri, veți face aceste lucruri. Se va face un echilibru. Ok, eremitul și cu 4 de bețe, care este o prietenie. Văd că Zodia Fecioară poate avea un rol important sau dumneavoastră vă veți regăsi sufletul, înțelepciunea sufletului. Unii dintre voi poate veți prefera să stați singuri în meditație pentru a reflecta, pentru a medita. În ce privește prietenii, cunoștințele, în ce privește compania, familia, văd că vă veți regăsi armonia și cineva aici va sta până la luna septembrie dacă veți pleca la drum. Și luna septembrie poate avea un rol important sau cifra 9. Persoane născute în zi de 9 sau număr de destin 9, aici văd că veți face pace cu persoane din trecut, vă veți întoarce în trecut. Veți reviziona trecutul pentru a hotărâ viitorul. Veți fi mai reflexiv, mai meditativ, să spunem așa, mai interiorizați, mai prietenoși. Și până la urmă văd și o persoană în Zodia Fecioară sau născută într-o zi de nouă, o persoană înțeleaptă sau mai în vârstă decât dumneavoastră cu care veți intra în contact, văd că va fi o persoană mai prietenoasă, vă va aduce armonia. Această persoană sau relația cu această persoană va fi mai armonioasă, mai prietenoasă. Și m-am uitat la ceas, este 9 și 49. Asul de bețe
Văd că veți avea oportunitate, un nou început, pasiune, entuziasm, oportunități, noi începuturi, creativitate foarte multă, cu noroc, cu bani, vedeți? Veți avea, nu știu, oportunitate de un job, de un loc de muncă sau de o inițiativă care va fi cu noroc, cu succes pentru dumneavoastră, dragii mei. Și îndrăgostiți aici cu preotul, îmi spune că alegerile dumneavoastră, văd că veți face alegeri cu alte persoane pentru a merge la un locaș de cult sau de a vorbi cu un preot sau văd că vi se spune să vă urmați inima. O relație de iubire aici văd că va fi, nu știu, va fi mai serioasă. Cineva va fi mai responsabil în ce privește relația sa de iubire, relația sa de cuplu sau în ce privește un bărbat. Un bărbat în care a fost rece, care a fost distant, a fost un bărbat care s-a axat mai mult pe cariera sa, văd că are sentimente și iubire pentru dumneavoastră. Va fi comunicare între dumneavoastră, simte pasiune, simte iubire pentru dumneavoastră. Dacă sunteți dumneavoastră, văd că veți urma inima, veți simți iubire, veți trăi această iubire, vă veți împăca cu cineva, da? Și aici, regina de monede, văd că vă veți axa pe un nou început, nu știu, poate doriți să începeți un nou curs profesional sau vă doriți stabilitate economică, doriți să începeți un nou proiect, da, să puneți baza în un nou proiect pentru a vă aduce stabilitate financiară. Și văd un nou început, văd că vă veți ocupa de copiii dumneavoastră, de casă, de familie, veți face totul mai frumos, văd că veți avea bănuți, stabilitate financiară. Foarte interesant la dumneavoastră. Haideți să vedem și ce vă spune oracolul monologii, oracolul lunii, pentru voi, dragii mei, în viitorul apropiat, pentru cei care au ales acest cristal pirite. Un moment al vindecării. Vezi că trebuie să iei controlul și să faci prima mișcare cu privire la relațiile din jurul tău, cu privire la situațiile din jurul tău pe care trebuie să le rezolvi. Trebuie să preiei control, să faci prima mișcare, da? Trebuie să începi ceva aici, să te pregătești, să organizezi, să acționezi. Și văd că va fi un moment al vindecării pentru tine, viitorul apropiat. Foarte frumos. Te vei vindeca după acea depresie, după acea suferință, cum ți-am zis. Uite, vei avea inițiativă imprenditorială, vei începe ceva nou, văd că crezi într-o nouă idee imprenditorială și într-o oportunitate de carieră și mergi până la sfârșit. Că vei obține ceea ce îți dorești. Văd că vei avea foarte multă inițiativă să iei lucrurile în mâna ta, să iei decizii, să acționezi, să organizezi, cum am zis. Vei fi un lider sau vei avea oportunitate să crești la jobul tău. Da? Aici văd că vei face exercițiu fizic, că acest lucru te ajută să ți aducă putere corpului tău și să te simți mai puternic în orice sens și să protejezi în ceea ce crezi tu. Să zici da doar dacă ești convins sau convins sau convinsă. Da? Să nu spui da doar să de dragul persoanelor din jurul tău. Să spui doar da dacă ești convins sau convinsă. Ok. Haideți să vedem acest oracol ce dorește să vă transmită. Optimism, perseveranță și curaj. Aici îmi spune că te vei ocupa de familia ta. Cifra 7 poate avea un rol important, zodia rac, drumul, rădăcinile, familia de origine. Văd că dorești, cum am zis, să începi o nouă inițiativă imprenditorială, să începi un proiect, să începi ceva nou. Vei avea această oportunitate să alegi cu inima, să faci ceea ce iubești să faci, să-ți urmezi pasiunile și văd că această familia ta sau această idee imprenditorială va crește și va deveni din ce în ce mai puternică, va prinde rădăcini. Și va crește ceva sănătos și de lungă durată, ceva sacru. Să perseverezi, să ai curaj, să fii optimist sau optimistă cu privire la afacerea ta pe care văd că dorești să o întemeiezi. Și îmi spune că, uite, vezi, din nou ți se spune că ți se oferă oportunitate și să respecti, să ai încredere în tine, să faci ceea ce simți tu. Cifra 3 poate are un rol important, energiile, să lucrezi cu energiile sau... Văd o magie în viața ta, ceva, nu știu, creativitate, ceva la care tu lucrezi și la care trebuie să crești și respecti foarte mult. Să fii tu însuți,
să crești ceea ce simți tu sau ceea ce îți place ție sau ceea ce crezi tu. Da? Să ai mai multă încredere în tine. Acolo trebuie să lucrezi cu încrederea. Că poate lipsește un pic de încredere. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare. Dacă v-a plăcut, puteți da un like. Dacă nu v-ați înscris, vă aștept cu brațe deschise la înscrierea canalului meu. Și vă aștept data viitoare. Ne vedem, să ne vedem cu bine, da? Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă iubesc, la revedere, sănătate, mai bine. Ok, haideți să vedem, dragii mei, să trecem la următoarea variantă. Pentru cei care au ales inimioara albă, da? Pentru cei care au ales inimioara albă, dragii mei, dacă auziți pe fundal gălăgie, este ventilatorul meu pentru că altfel nu se poate, este foarte cald aici și foarte multă umiditate și altfel n-aș putea să fac această etalare pentru că nu se respiră, nu este vânt, aerul este umid. Haideți să vedem ce va fi, ce se va întâmpla în viitorul apropiat. E posibil aici să vă simțiți provocați sau să treceți prin anumite provocări în momentul de față și văd că e nevoie să luptați, să vă protejați ce ați construit, să spuneți ce aveți de gând și să aveți încredere în ceea ce gândiți sau în ceea ce vă doriți, să luptați pentru principiile și valorile voastre. Sunt anumite provocări prin care treceți sau anumite obstacole. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat pentru cei care vor alege cristalul în formă de inimă, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă invit să o faceți, este gratuit, nu vă costă nimic și în acest mod veți primi notificări cu videoclipurile pe care le voi distribui. Și dacă vă doriți o etalare în privat, nu ezitați să scrieți la adresa de mail, se află de desubtul acestui videoclip. Haideți să vedem pentru tine, cel care mă urmărești în momentul de față, ce va fi în viitorul apropiat pentru tine? Văd că te gândești la un proiect sau te gândești la un tânăr sau la o tânără, la o veste, o comunicare, la un nou început. Te gândești la o manipulare, da? E posibil să fi fost manipulat sau tu dorești, nu știu, ai în mintea ta o situație la care tu te gândești și trebuie să rezolvi cu privire la anumite documente. Dar am să clarific fiecare card în parte pentru a înțelege mai mult. Am să pun aici această inimioară pentru cei care vor alege acest cristal. Și vreau să și clarific în momentul de față pentru a afla mai multe detalii. Da, eu văd că te gândești foarte mult, nu știu, la studii, la un tânăr sau la o tânără, sau la un nou curs profesional, la un nou început. Și văd pe cineva care este neîncrezător sau îi lipsește încrederea sau autostima în el sau în ea. Dar văd că încet, încet vă veți vindeca după o transformare, după o schimbare prin care ați trecut, care v-a produs suferință, asta e clar. Poate ați pierdut pe cineva drag și acum trebuie să rezolvați anumite documente legale, să puneți în ordine anumite documente legale. Cineva are nevoie aici mai multă odihnă. Vedeți aici această moarte, această transformare, dezechilibru sau suferință. Această o femeie brunetă cu tenul măsliniu, semn de pământ, aur, fecioară, capricorn. Vă gândiți la o persoană de la depărtare, de la distanță de dumneavoastră. E aici cineva care nu s-a ținut de cuvânt și văd că acest lucru v-a pus pe gânduri. Și cu privire la aspectul financiar, aici poate cineva are probleme cu banii și văd aici cineva trece printr-o suferință și are anumite gânduri și se gândește cum să facă, ce să facă, dar trebuie să analizați și văd aici pe cineva care dorește să studieze. Văd o comunicare cu magicianul, văd că veți manifesta dorința dumneavoastră, va fi un nou început pentru voi, da? Veți depăși această boală, tristețe, neîncredere, lipsă de autostimă, lipsă de pozitivitate, să spunem așa,
cu alchimistul aici va fi o magie în viața dumneavoastră și se va transforma totul, se va schimba totul. Veți renunța la acel trecut, la acele persoane, la acele ramursări, la acele gânduri care v-au adus o suferință sau poate nu. Dar văd că veți lăsa ceva în urmă, vă veți elibera de ceva care, nu știu, la care ați muncit foarte mult sau la care v-a adus probleme, veți elimina din viața noastră, veți face curățenie. Și cu alchimistul aici, cu magicianul, semn de foc, berbec, poate avea un rol important, poate o fi diferență de vârstă, poate fi mai persoană mai tânără decât dumneavoastră, poate fi un gemeni, balanță vărsător. Magicianul aici văd pe cineva care va scrie sau văd că aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a vă îndeplini dorința, pentru a vă manifesta dorința, da? Pentru a vă manifesta acel vis pe care îl aveți. Trebuie doar să citiți sau să învățați sau să studiați sau să vă informați, pentru că văd că veți avea idei. Văd că va fi comunicare, va fi o magie, va fi o schimbare în viața noastră, un nou început. Și regele de spade. Văd aici un bărbat în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător sau un profesionist, un bărbat sau poate fi un bărbat care lucrează într-o instituție de stat, care știe cu ce se mănâncă și această persoană e un pic detașată, rece, distantă, mentală foarte mult. Văd aici că e posibil să vă aducă un risc sau să primiți vești din partea unei instituții de stat că aveți un risc în ce privește banii. Aveți grijă la o hoție pe internet, dacă primiți mesaje pe telefon că, nu știu, vi s-a umblat în contul în care țineți banii, nu intrați pe acel link. Nu apăsați acel link. Pentru că de la acel link vă poate duce la o păcăleală, la o hoție, să vă fure din contul dumneavoastră, din contul dumneavoastră unde aveți bani. Deci aveți grijă la internet, să nu fiți furați pe rețele de socializare sau aveți, nu știu, aici văd un risc sau o schimbare care poate apărea din partea unei instituții sau poate online. Deci nu apăsați pe link-uri care vi se spune că cineva v-a umblat în cont. Mergeți la bancă pe picioarele dumneavoastră și întrebați personal. Sau văd aici un rege de spade care se axează mai mult pe cariera sa, pe aspectul său financiar, pe bani. Da? Este pe gânduri, văd că o persoană din trecut se gândește la trecut, se gândește la investițiile financiare pentru familia sa. Dar mai văd și o persoană care evită sau fuge de o relație sau dintr-o relație pentru că interesul său sunt banii în momentul de față. Poate fiți dumneavoastră sau poate fi acest bărbat. Și vă gândiți cum să aduceți o stabilitate economică financiară. Cu preoteasa aici și văd o melancolie. Cineva aici se roagă foarte mult. E posibil unii dintre voi să intrați în legătură cu o persoană care citește în tarot, în astrologie sau o persoană foarte înțeleaptă. Văd că studiați foarte mult, vi se cere înțelepciune, vi se cere răbdare să vă ascultați intuiția, ce vă spune intuiția. Să aveți încredere în divinitate. Rac, scorpion, pești, poate avea un rol important. Văd o melancolie sau conflict, o suferință că ceva nu mai este. Sau o persoană mai în vârstă poate avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Poate are probleme de sănătate sau îi lipsesc banii. Sau pur și simplu sunteți un pic pe gânduri și intuiți sau vă gândiți de ce acest bărbat sau de ce sunt aceste probleme în viața noastră. Pe plan financiar vă simțiți singure, abandonate sau pur și simplu neînțelese de societate sau de cei din jurul dumneavoastră. Dar vi se spune să fiți înțelepți, să nu vă pierdeți încrederea, să aveți răbdare. Ați văzut magicianul și după aia preoteasa. Aici văd că este o idee pe care dumneavoastră văd că vă veți informa sau o veste pe care o veți primi și după aia o veți pune în practică, o veți studia. Veți studia o comunicare, veți fi pe gânduri în ce privește o comunicare.
Unii dintre voi veți, nu știu, veți face etalări de tarot sau veți intra în legătură cu o persoană care citește în tarot. Dar cu proteasa aici văd că aveți protecție divină. Da, și vi se spune să aveți răbdare, să aveți încredere, să vă ascultați intuiția. Sunt anumite secrete aici. Cineva parcă suferă în secret. 8 de spade. Văd aici pe cineva care se gândește la familia sa, tot repetă anumite gânduri în mintea sa, încep cu privire la familia sa. Vi se spune să vă afirmați, să fiți constanți, perseverenți, pentru că veți avea parte de reușită. Dar văd un blocaj la nivel mental sau cineva se sacrifică pentru familia sa sau se gândește cum să facă, ce să facă pentru familia sa. Dar în același timp cineva se simte victimizat, victimizată, ținut pe loc, blocată, pentru că i s-a făcut o nedreptate, pentru că este nedrept ce s-a întâmplat. Nu știu, sunt anumite secrete. Un secret care îl aveți pentru un copil sau pentru o tânără, pentru o persoană mai tânără sau în ce privește o comunicare. Sau veți face ceva în secret. Pentru că credeți că e mai bine așa. Pentru că da, e posibil și puteți atrage invidia altor persoane. Pajul de bețe și cu pajul de spade. Aici îmi spune că un tânăr sau o tânără în semn de foc, berbec leu săgetător, gem în balanță vărsător, văd că va aduce entuziasmul sau optimismul în viața noastră sau văd că va fi se aprinde pasiunea în viața noastră, creativitate foarte mult, optimism de a trăi, a se bucura de viață. Poate veți comunica, veți vorbi pe internet, pe rețele de socializare, la telefon cu o persoană anume sau veți primi un mail, un mesaj care vă va bucura, care vă va trezi la viață și văd aici pe cineva care pe trecere mulțumește, este recunoscător divinității pentru acest lucru, dar se întâmplă aici o magie, da? O bucurie care vă va ușura, să spunem așa, din aceste situații un pic, cum să zic eu, prea concrete, prea cu picioare pe pământ, prea un pic greoaie, veți fi mai ușor, vă veți ridica așa în aer, vă veți ușura, să spunem așa, de anumite greutăți. Și văd că veți afla ceva pe internet sau pe rețele de socializare. Dacă aveți anumite dubii și îndoieli, veți fi curioși și veți afla acolo ceva. Da? Care vă va bucura, care vă va da soluții, vă va aduce optimism, entuziasm. Vi se spune să terminați ceea ce ați început. Și cu carul, văd că veți pleca la drum cu familia, veți fi victorioși, vă veți bucura, zodia rac poate avea un rol important. La drum aici văd că veți fi victorioși, să știți. Și văd că veți ține echilibru în mâinile dumneavoastră între partea masculină-feminină sau partea cea pozitivă și cea negativă. Veți fi determinați, victorioși, veți fi în centrul atenției, veți izbăvi anumite riscuri sau anumite contrarietăți sau anumite, cum să zic eu, vă veți elibera de persoane care v-au adus instabilitate în viața dumneavoastră, cu alte cuvinte, da? Alte 3 persoane, poate veți pleca la drum și veți fi 3 persoane, veți pleca la drum cu familia și văd aici o bucurie, o victorie, o reușită și îmi spune de cifra 7 sau ceva de 7 ani. Haideți să vedem ce vă spune oracolul Monologii. La drum aici pot fi anumite riscuri sau contrarietăți, instabilitate. Poate veți face o călătorie. Haideți să vedem ce vă spune oracolul Monologii. Sunt necesare câteva ajustări. Și acolo văd că trebuie să reparați, să vindecați sau să ajustați ceva. Această situație nu te va conduce nicăieri. O situație la care tu poate te încăpățânezi sau la care tu te gândești sau la care nu vrei să renunți sau nu știu, e o situație poate și de orgoliu sau ceva care nu reușești să digeri, dar să știi că nu te va conduce nicăieri această situație, da? Emoțiile sunt la apogeu, vei fi foarte emoționat,
Vei fi foarte bucuros, văd la un drum că te vei distra, posibil să ieși cu prietenii sau cu prietenele. Da, văd că ți se spune să te încredințezi divinității, să ai încredere în divinitate. Că uite, munca grea de până acum va începe să dea rezultate. Acea muncă grea care ți-am spus cu picioare pe pământ, concretă, practică, va da rezultate. Și uite, luna plină, văd reușită pentru tine. Emoțiile sunt la apogeu și ai încredere în divinitate, că va fi de partea ta. Acum, în 8-a 8-a, în 8-a 8-a sau când va intra luna plină în vărsător, mi se pare după 20. Deci văd aici că va da rezultate munca la care tu ai muncit, munca la birou poate, care ai scris, care ai studiat, ai comunicat foarte mult, au fost foarte multe riscuri, va da rezultate munca ta, să știi. Te vei bucura, vei fi victorios, așa cum ți-am zis. Haideți să vedem și acești îngeri ce vor să vă transmită. Ce mesaje au pentru dumneavoastră. Uite, o zi de naștere. O zi de naștere importantă are răspunsul la întrebarea ta. Aici văd pe cineva care se numește Lăcrămioara. Vedeți această floare? Sau... poate fi o fetiță, ziua de naștere a cuiva, vărsător, zodia Leu, vei găsi răspunsul la care tu, pe care tu cauți, îl cauți sau pe care tu l-aștepți sau poate răspunsul e la tine sau la altă persoană. Vorbește de o zi de naștere, ziua numelui poate sau ziua de naștere, uite primăvara. Dorințele tale vor fi îndeplinite când florile vor începe să înflorească. Văd aici o oportunitate pentru tine, un nou început, entuziasm, ceva crește, potențialul crește. Pasiune, o transformare în ce privește acele dorințe pe care tu le ai se vor îndeplini. Doar că trebuie să abandonezi, cum ți-am zis, această situație unde te va conduce nicăieri. Este o situație nesănătoasă la care tu ții sau la care tu duci după tine sau, nu știu, la care tu ești în momentul de față. Ți se spune că trebuie să te îndepărtezi, să abandonați, pentru că în acest mod, dacă tu vei abandona sau te vei îndepărta, să știi că se vor deschide noi oportunități și noi uși pentru tine. Da? Vei da la spate ceva. Vei lăsa ceva în urma ta. Da. Și văd aici... binecuvântări pentru tine. În ce privește corpul tău sau o instituție de stat sau o casă, îmi spune de o casă, de un nou început, internet, online, cineva lucrează de acasă, poate pe internet, pe rețele de socializare, cineva are un target, vă veți atinge acel target, acea dorință, văd că vă veți bucura și cu ceilalți din jurul dumneavoastră, un nou început aici pentru voi, dragii mei. Dar trebuie să aveți curaj. Vi se spune că trebuie să aveți curaj aici pentru a lupta. Și văd un cavaler aici care va veni către dumneavoastră. E nevoie de forță, de putere. Zodia Leu poate avea un rol important pentru că vor fi anumite provocări și văd că cineva trebuie să acționeze la drum, pe internet sau pe rețele de socializare. Văd un erou aici, un cavaler care va veni către dumneavoastră să vă ajute sau dumneavoastră sunteți acest cavaler care va trebui să luptați, luptați împotriva provocărilor pe care vor fi cu alte persoane sau în drumurile dumneavoastră. Văd aici și pe o persoană tânără cu părul castaniu deschis, blond, cu ochii verzi, o persoană romantică, o persoană care îi place... E o persoană creativă, îi place divinat, să asculte în tarot sau să citească în tarot sau aici văd pe cineva care îi plac poveștile sau poezia,
romanticismul, semne de apă, scorpion, pești. Cifra 22, 13, 23. Asul de monede. Este clar că aici veți avea parte de stabilitate, cu lucruri concrete, practice, o nouă casă, un nou job, o mașină sau o sumă de bani, un sfat, un nou început concret și practic va fi în viața noastră și văd că veți avea forță creatoare. Și cu asul de spade veți lua o decizie, veți trece peste obstacole. Veți avea putere, veți spune adevărul, veți acționa, vedeți această sabie Excalibur. Este clar că va fi în mâna dumneavoastră și veți fi mai hotărâți, mai deciși să puneți în practică pentru a avea un nou drum, o nouă viață. Da. Și veți avea oportunitate. Respectați ceea ce credeți și faceți-vă respectați. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare. Dacă v-a plăcut, îmi puteți lua un like și vă aștept să vă înscrieți la canalul meu cu drag. Vă iubesc, la revedere, sănătate, numai bine, Doamne ajută! Haideți să strângem aceste carduri pentru a trece la varianta numărul 3. Haideți să vedem și la varianta numărul 3 ce va fi, ce se va întâmpla. Pentru cei care au ales sau vor alege această cristal opalino, haideți să vedem, dragii mei, pe voi ce vă așteaptă în viitorul apropiat. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă invit să o faceți, este gratuit, nu vă costă nimic, dar în acest mod veți primi notificări cu videoclipurile pe care le voi distribui și dacă vă doriți o etalare privată, cu mare drag, îmi puteți scrie la adresa de mail, se află deasupra acestui videoclip. Haideți să vedem pentru voi, cei care ați ales acest cristal, ce va fi în viitorul apropiat. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și au energie pozitivă, pentru toți cei care au ales acest cristal, ce va fi în viitorul apropiat, pentru tine, cel care mă privești în momentul de față. Magicianul, wow! Interesant, cu șasele de trei de monede, asul de bețe și magicianul. Regina de spade. Haideți să vedem. Ok. Mulțumesc. Și aș dori să și clarific aceste carduri, dacă îmi permiteți. Aici văd cifra 3, poate avea un rol important. Cineva aici primește o veste online sau pe rețele de socializare, o mare consolare, o onoare. Vă veți afirma pe internet sau pe rețele de socializare sau veți primi un mesaj, nu știu, să faceți activități împreună cu alte persoane. Activitățile noastre văd că vor fi premiate, sunteți foarte talentați în ceva anume și văd că veți fi premiați. Vă veți afirma la job sau în ce privesc creațiile dumneavoastră. Văd că aveți protecție divină, să știți. Haideți să vedem, să aflăm mai multe detalii, de aceea vreau să clarific, mulțumesc, dacă îmi permiteți. Ok. Deci aici, cum spuneam, trei de monede, veți face activități cu alte persoane și sunteți foarte talentați în ceea ce faceți. Și veți fi premiați pentru acest lucru, da? Vi se pune această coroniță, poate fi la locul de muncă sau în ce privesc creațiile noastre. Văd că o veți afirma și veți primi o onoare și veți primi o mare consolare, să spunem așa, în viitorul apropiat. Cu asul de bețe, văd că veți avea parte de afirmație, de reușită, de hotărâre, decizie, potențialul dumneavoastră crește. Asul de bețe, văd foarte multă pasiune în ceea ce faceți, pasiune cu familia noastră, cu persoana iubită. Oportunitate în familia noastră, văd că veți avea parte de stabilitate, de constanță, de reușită, da? Pentru un nou început, pentru un nou drum, da? Văd aici că cineva, la ce ați muncit, văd că va da roade, va crește. Și cu magicianul aici văd că reflectați și aprofundați munca dumneavoastră sau anumite
documente, studiați-vă informații, văd în ce privește o comunicare, un ajutor, un suport, văd că vă gândiți, nu știu, la o sumă de bani, poate vi se va cere sau veți oferi această sau veți primi ajutor, susținere, da? Văd pe cineva care se gândește la un alchimist, ce veți manifesta dorința dumneavoastră. Vă gândiți cum să aduceți un echilibru financiar în viața dumneavoastră sau cum să faceți să ajutați pe cineva sau la rândul dumneavoastră să fiți ajutați. Da, aici văd că cineva trebuie să citească anumite documente, o scrisoare sau să se informeze. Văd că veți manifesta dorința dumneavoastră. Se va întâmpla o magie aici. Se va face un echilibru. Și cu regina de spade văd pe cineva, o femeie în semn de aer, gem în balanță, vărsător, mai văd aici berbec, leu, săgetător, taur, fecioară, capricorn. Văd aici regina de spade, dacă sunteți dumneavoastră, văd că vă veți axa mai mult pe cariera dumneavoastră, pe independența dumneavoastră și văd că veți fi mai reci, mai distant sau veți fi mai, cum să zic eu, ați ajuns la o maturitate emoțională sau mentală, dar văd că veți tăia sau veți elimina, veți face curățenie, ordine și disciplină în viața noastră, veți elimina acele persoane, situații care nu vă mai ajută cu nimic, da? Cu regina de spade aici văd că veți fi fericiți, vă veți bucura, poate din partea veți primi o veste din partea unei persoane care lucrează într-o instituție, poate fi această femeie, sau dumneavoastră văd că vă veți bucura pentru reușita la locul de muncă sau cu ceea ce vă ocupați dumneavoastră, văd că veți fi foarte creative, văd că veți realiza, nu știu, o logodnă, veți lua o hotărâre să vă logodiți sau văd o fericire. O fericire, o logodnă, poate veți auzi logodna cuiva sau căsătoria cuiva. Cu forța ei și cu această bătrânică, e posibil să mergeți în vizită la o femeie mai în vârstă, unde ați copilărit, unde ați crescut, poate la această femeie care v-a crescut și vă veți bucura, sau veți merge pe meleagurile natale, în trecut, unde ați copilărit și văd că vă veți bucura și sufletul dumneavoastră se va bucura. Aici cineva va face lucruri care îl pasionează. Va da dovadă de forță, de curaj, veți fi în centrul atenției, veți străluci, vă veți urma pasiunile, dar în același timp această bătrânică vi se spune înțelepciune, să fii înțelept, să asculți sfatul acestei bătrânici sau în ce privește o situație din trecut, dacă vor fi provocări, da? Cu persoane cu care tu ai crescut sau cu persoane din familia ta sau ți se spune să fii înțelept și să asculți sfatul acestei bătrânici. Pentru că văd că vei fi un pic, la un moment dat, ți se va întâmpla o situație de confuzie sau o să fii mai lunatic, la lunatică și dorești să iei o decizie și indecis vei fi sau indecisă și nu vei ști ce să faci sau nu vei mai dori să comunici, ți se spune să fii înțelept, să-ți asculți înțelepciunea unei bătrânici sau pur și simplu să-ți asculți inima, sufletul tău, ceea ce spune acest copil interior. Sau îți vei regăsi copilul tău interior mergând în luna august, mergând pe data de 8, poate, sau mergând pe meleagurile natale. Cavalerul de cupe. Da, văd că trebuie să-ți păstrezi echilibru emoțional. Văd că vei dori să pleci peste hotare sau să pleci la drum. Vrei să pleci într-o vacanță. Văd că vei pleca pe înserate sau noaptea sau dimineața de vreme. Nu știu, la o invitație, vei fi invitat undeva, la un eveniment social sau pur și simplu pe plan emoțional, sentimental, aici văd că ți se spune să nu-ți pierzi speranța, să-ți păstrezi speranța pe plan sentimental, emoțional. Că uite, treiul de spade, cineva te-a rănit în trecutul tău, persoane din trecut. Văd că vei primi un mesaj de bucurie, de o schimbare fericită. Da? Vei reuși să ieși dintr-o tristețe, dintr-o suferință, dintr-o minciună sau o trădare. Vei avea parte de bucurie. Și cu cavalerul de monede,
Taur, Fecioară, Capricorn, te gândești să faci un drum sau te gândești să începi un proiect sau vei intra în legătură cu acest bărbat sau această femeie, văd că dorește ceva serios, stabil cu tine, dar văd și că cineva aici este un pic egoist pe plan financiar sau este mai egoist pur și simplu sau mai egoistă, își privește interesul sau se mișcă lent cu privire la relația ta, la cu privire la situația în care vă aflați sau pur și simplu poate ai un plan, un proiect pe termen lung, doar că merge cam lent, dar ți se spune să nu te îngrijorezi, să-ți iei timpul necesar de care ai nevoie. Dar văd aici că abundență. Haideți să vedem ce vă transmite oracolul Monologii. Haideți să vedem oracolul Monologii. Ce vă transmite? Ok, mulțumesc. Îți este pus la încercare angajamentul, da. Îți este pus la încercare angajamentul și uite, Zodia Berbec aici se apropie un moment apoteotic extrem de intens. E posibil să ai de-a face cu o persoană care e poate impulsivă sau mai agresivă sau încăpățânată, încăpățânată și dorește să facă cum vrea el sau ea, dar ți se spune acest moment apoteotic e posibil să te pună într-o situație în care tu să uiți să mai expiri, să fii tensionat sau să fii în ansie, să fii ansios sau ansioasă și să mai uiți să respiri, să expiri. Deci doar trage aer, dar nu arunci, adică ești foarte reținut sau reținută sau poate fi un moment în care nu te aștepți și cineva poate te ia prin surprindere, poate persoana iubită sau poate la locul de muncă. Ți se spune să expiri, să te eliberezi de acea tensiune, de acea ansietate, că nu-ți face bine deloc. Să lucrezi la acest lucru într-un mod sau altul, să te ajuți. Uite, mențineți ferm viziunea asta, dar nu renunța la ceea ce crezi, în ceea ce crezi tu. Menține-o ferm, acea viziune sau acea dorință, acel sentiment și practică meditația și contemplația pentru a-ți regăsi pacea interioară, pentru a-ți regăsi echilibru interior. Unii dintre voi poate veți merge la biserică sau veți face meditații. Faceți acest lucru că vă va ajuta să vă regăsiți sau să vă reechilibrați sau să fiți în pace cu voi înșivă, da? Și arată-le celorlalți cine ești tu cu adevărat. Arată-le ceea ce simți, emoțiile tale, cine ești tu în sufletul tău. Pentru că e posibil aici cineva să fie foarte reținut sau reținută, mai rigid sau rigidă, pentru că din motive diferite e nevoie de respect aici, să te respecti mai mult. Văd că vei avea oportunitate să fii tu însuți, și ți se spune să ai mai multă confidență, pentru că parcă nu ai, nu că nu ai încredere în tine, dar parcă ești temător sau temătoare în ceea ce faci sau în ceea ce vei face sau vei avea un pic de neîncredere în tine însuți, lipsă de autostimă sau în ceea ce faci tu, parcă văd un pic de frică aici, da? Se spune să te faci respecta sau respectată și să fii tu însuți și să ai mai multă încredere. Că văd aici o oportunitate care va fi, văd o magie care va veni în viața ta. Da? Uite, vei primi onoare. Ai încredere, văd că ai idealuri tu. Ai anumite dorințe, idealuri mărețe cu privire la o casă, o instituție. Văd că vei primi onoare și văd că ai inspirație foarte multă sau aspiri la ceva măreț. Văd că vei face un drum într-o instituție unde vei fi onorat, vezi, cum ți-am mai zis și aici, că vei primi onoruri, vei primi consolare, un contract de muncă, ai încredere în tine, de la drum și uite, karma, ai încredere, pentru că karma va fi de partea ta, ceea ce oferi vei primi la rândul tău, ceva este destinație, o direcție, o viață, e ca și cum viața ta se schimbă traiectoria sau își schimbă direcția.
Deci mie spune aici că îți dorești autonomie, îți dorești independență. Ai încredere. Ți se face dreptate. Karma. Ți se face dreptate. Cifra 28, 6, 31. E posibil să treci printr-o nedreptate, dar să nu uiți că ți se va face dreptate, da? Sau tu vei căuta să-ți faci dreptate pentru că ai idealurile tale și crezi în aceste idealuri. Dar văd o schimbare de direcția vieții tale și noi începuturi pentru tine. O realiniere a persoanei proprii tale ființe, a proprii tale vieți. Uite, Excalibur. Vei lua o decizie, vei lua o hotărâre, nu știu, vei dori să înveți, să studiezi, vei trece peste obstacole, vei comunica clar și concis, vei vedea mai clar și concis, vei fi mai hotărât. Și văd aici o mamă, puterea unei mame, sau dumneavoastră sunteți această mamă, sau poate o mama dumneavoastră sau o femeie, văd că are energia a unei mame, văd că vă va oferi putere sau forță. Voi este fidel această persoană, orice ar fi. Văd că va fi o acceptare din partea ei sau dumneavoastră trebuie să acceptați acest lucru. Nu cred că dumneavoastră, da, o acceptare din partea unei femei care vă este fidelă și vă va fi fidelă și vă va sta alături. Și cifra 8, 11, 21, 36. Văd că vă veți schimba modul de a vedea lucrurile. Cineva aici va vedea altfel lucrurile. Da, cum am zis aici, regina de spade, cineva se va axa pe carieră, va fi mai rece, mai distant, va face ordine și disciplină, se va maturiza emoțional, inteligență, foarte multă creativitate, spiritualitate, înțelepciune, și longevitate. Longevitate, așa se zice în românește, nu mai știu. Văd că veți avea parte de protecție, să știți, și văd intuiție foarte multă. Aveți protecție, vă place natura sau există un element al naturii în privire la propria noastră persoană? Zodia Balanță poate avea un rol important, Vărsător. Văd o transformare. Veți pune limite, să știți, cu viața noastră, cu persoanele din viața noastră, veți pune limite și văd o transformare. Se schimbă ceva, se transformă ceva în viața voastră. Veți merge pe un alt tărâm. Va trebui să ieșiți din anumite neclarități, dubii, îndoieli sau din fumul, parcă cineva... Se zice că fumul nu iese fum fără foc. Da? Acolo ceva se va transforma. Dacă veți trece printr-o situație de, nu știu, foc, să spunem așa, de discuții contradictorii aprinse sau așa, văd că va fi o schimbare, o transformare. Și încercați să stați departe de iluzii, să nu vă faceți foarte multe iluzii. Da? Cu privire la anumite persoane. Aveți aici un spirit care vă protejează, care vă stă alături, care vă ghidează. Da? Sunteți intuitivi sau seara, noaptea, vă place natura sau sunteți în mijlocul naturii. Sau vi se spune să vă conectați cu natura pentru că acest lucru vă va duce la o reînnoire, la o renaștere. Nu ascultați vrăjelile altor persoane, pentru că văd pe cineva aici care poate vă va vinde și, adică vă va vinde tot felul de minciuni și nu se va ține de cuvânt. Aici văd o toxicitate cu o persoană care poate are vicii și dependență, o situație de genul care vă poate produce această iluzie pe plan financiar, cum am zis, acest egoism. Poate fi o persoană care
pare serviabilă, dar aici văd foarte multe iluzii. Este ceva neclar. Ascultați-vă intuiția. Și seara, noaptea, cineva îi văd că nu reușește să doarmă și încearcă, e ca un felinar, încearcă să-și găsească calea, răspunsul, cineva meditează, reflectează, zodia fecioară, capricorn. Cineva poate are un viciu sau o dependență aici, de aceea vi se spune să ascultați intuiția și văd o mamă aici care este fidelă și care vă protejează și vă stă alături, o mamă protectoare. Sau poate aveți o mamă care nu mai e, de exemplu, și această mamă vă ghidează și vă protejează. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare, sper că